Bună ziua, prieteni! Astăzi suntem în data de 2 decembrie și profit de ocazie să vă urez la mulți ani. Și ca tot românul care își dorește o țară mai curată și un viitor mai bun pentru copiii lor, revin astăzi, după data de 20 septembrie, țineți minte, ultimul filmeț pe care l-am făcut la groapa ilegală de gunoi a primăriei municipiului Pașcani, pentru a vedea cum și în ce măsură dezastrul ecologic se mărește odată cu notorietatea dragului nostru primar, care știți prea bine, face curățenie, dar dacă vă uitați aici, este pregătit gunoiul pentru a fi împins pe rampă. Ca să continui, dar cu riscul, uitați și aici, gunoi, de a distruge ecosistemul. Uitați-vă aici. Vă aduc aminte că această groapă de gunoi este oarecum reglementată printr-o hotărâre de Consiliu Local. Hotărâre de Consiliu Local care este ilegală din ce punct de vedere? Având în vedere ultimele legi în ceea ce privește reglementarea deșeurilor inerte sau acelor vegetale, uitați-vă ce aici, dezastru, păcat că nu pot să filmez. N-am să mă duc sus, acolo că e destul de periculos, cu marurile pot să cadă. Dar uitați, dacă cei care au urmărit filmulețele anterioare își pot da seama de dezastrul ecologic de aici. Și cum vă spuneam, această groapă de gunoi, ca să fie legală, da, domnul primar, ținând cont că la primăria municipiului Pașcani s-a instituit domnia legii, are această groapă de gunoi, are nevoie de aviz de la mediu. Și nu poate fi numită groapă de gunoi, pentru că groapă de gunoi pentru material inert nu arată așa. Uitați-vă aici, înălțime de 7-8 metri. În ultima lună și ceva, acest dezastru a fost accelerat. Pentru că, na, știți cum e, trebuie să dăm bine înainte de alegeri. Curățenia orașului trebuie să arate bine, da? Ca să votăm bine. Uitați asta, bărăduții ăștia chiar astăzi au fost aduși. I-am văzut pe cei de la gospodăria comunală când au încărcat și au dus aceste crenguțezi de pe centru, da? Lângă Casa de Cultură. Și uitați-vă aici, din nou, se dă foc la gunoi. Nu mai merg bine încolo, că oricum mormanele de gunoi au fost împinse, data trecută v-am arătat, au fost împinse așa. Acum au fost aduse altele. Deci cam ăsta este nivelul. Aruncăm gunoiul sub preș. Se pare că domnia legii la Pașcani are ceva probleme. În sensul că se încalcă legea, protecția mediului și mai mult de atâta, ținând cont că domnul primar se declară fiind un ecologist, cred că nu este tocmai în regulă. Am spus-o și eu, repet, am atras atenția și celorlalți, și celuilalt primar, chiar în Consiliul Local de vreo 2-3 ori, nu s-a făcut nimic. Am avut speranța, sau măcar de acum încolo am speranța, că acest dezastru se va opri, da? Cât mai repede posibil. Și domnul primar va prinde bani în buget pentru a amenaja această groapă de gunoi sau alta, nu știu. Este problema sa să o rezolve, da? Nu, astfel nu se mai poate merge în continuare. Vă mulțumesc și vă urez sănătate. Bună dimineața, suntem la groapa de gunoi, data de 3 decembrie. Cam așa a înțeles administrația locală, domnul primar Pintilie și domnul viceprimar Rățoi, să rezolve problema. Adică au trimis un buldozer și vor astupa gunoiul la care și domnii lor au participat. Mizeria și dezastrul ecologic. Deci cam asta este situația. Problema este rezolvată. Au mai să în urma acestui excavator este o volă și se rezolvă problema. Felicitări, domnule primar. Foarte inteligent. Ce să mai spun? Nu mai am ce să spun. Se pare că
mizeria este mai mult și nu numai aici la groapa de gunoi, și în sub fletele dumneavoastră. Vă felicit!